Enigmele din Providence. Înainte să existe gheața și focul, înainte de apariția triburilor, cele șapte maimuțe au îngropat o comoară inestimabilă a omenirii într-un loc fermecat. Dar azi comoara e în pericol, doar cel care va citi acest pergament va putea să o protejeze, înfruntând forțele răului pentru a dezlega misterele din Providence. Aparențe înșelătoare. Veniți cu toții, cu mic, cu mare, la carnavalul din Providence! Haideți cu toții! Nu ratați parada din Providence! Toată lumea la carnaval! Grandios! Sublimisim! Oh, un adevărat maestru al culorilor! Sunt bun! O capodoperă! Bietul meu, Diego, te admiri mult, nu-i așa? Nu crezi însă că un artist care se prețuiește prea mult riscă să-și piardă sufletul? Oh, oh, te rog să ieși afară! Martin? Da! Martin! Ei, ce părere aveți de carul meu? Foarte sofisticat! Încă un strat de vopsea și voi fi gata pentru marea și legendară paradă a carnavalului din Providence! Vei avea un succes nemaipomenit! Mai lovește odată! Fără îndoială că e mai bine, dar lasă-mă pe mine. Nu avem destulă vopsea. Pentru ce? Nu vezi câte defecte are? Defecte? Nu văd niciun defect. Uită-te mai bine, nătângule. Nu trebuie să lăsăm să se vadă cu ele. Parcă lipsește ceva, nu știu ce, poate puțină fantezie. M-am gândit la o lună, tocmai aici. Copiii vor fi încântați. O lună? Da, sigur. Dar e ciudat. Cum adică ciudat? Păi așa, pur și simplu. La Kathmandu am participat la o defilare de elefanți. Cu toții aveau o stea. La Kathmandu, la Kathmandu. Acum ce mai urmează? Să-i pun câteva comete, nu? Ei, vom mai vorbi și mâine, e târziu. Da, așa e, să mergem la culcare, nu mai rezist. Știi, eu nu vreau decât să te ajut. Aveți grijă, mai sunt oameni acolo. Și totuși, uneori ești foarte susceptibil. Nu-i nimic, nu-i nimic. Excelent, e plin de vopsea aici. Ei, facem pace? De ce? Nu e mai bine așa? Ce se aude? E stomacul meu, mi-e foame. E prea sus. Ba deloc, e un fleac. Uite aici. E neplăcut.
Ce mai aștepți? Zef zecilor! Mă rog, să trecem peste asta! Repede, la treabă și în liniște, vă rog! Hei, ați luat-o razna sau ce? Ce-am spus eu? Avem aici tot ce ne trebuie! E cineva aici! Să vedem! Ce este? Am crezut că... Nu, nu-i nimic. Dat! Se pare că iar avem de-a face cu un mister. Și încă ce mister, dragă Oscar! E o frumusețe de surpriză, Oscar! Oh, nu! E un dezastru! Oscar! Katia! Carul meu e gri! Așa, ce costum să iau? Aveți grijă! Fire ar să fie! Ce se întâmplă? Sper că n-ați pățit nimic! Pardon! Ce te-a apucat să întorci așa? Am crezut că pe acolo este drumul. Aș zice că e o iluzie. Ei opera un falsor răutăcios. Să mergem la Martin și să analizeze el pictura asta. Sunt sigur că va găsi o pistă. Sunt răinat! Sunt răinat! Toate alimentele sunt decolorate? Ajutor! Grădina mea! Casa mea! Nu mai au culoare! Priviți! Dar cum e posibil? Nu știu, dar trebuie să facem ceva. Altfel tot orașul va trece prin asta. Ajutor! Casa mea! Nu putem merge la carnaval cu carul acesta. E umilitor. Am o idee. Hai să luăm vopsea de la școală. Dar acolo e adrenalin. Nici o problemă. Găsim noi ceva. Nu mai e vopsea pe... Și Martin? S-a evaporat ca și vopseaua. Iar acolo e aceeași vopsea ca și pe peretele acela. Nu avem indicii. Ia zi, Oscar, nu cumva te gândești la secretul din Providence? Dicește! Cred că avem destulă. Mă iubește? Nu mă iubește? Puțin? Mult? Cu pasiune? Fără pasiune? La nesfârșit? Grăbiți-vă, se întoarce! Încă una și ne ajunge! Dar se întoarce deja! Uite-o! Trebuie să o ștergem de aici! Micul meu, Rudolfino! Draga mea, adrenalin cu nespusă emoție! Îndemânaticule! Hoții! Opriți-i! Hoții! Puneți mâna pe ei!
camionul de deșeuri este complet șters. O, nu! Nu se poate! În mod cert, nu ne va ușura sarcina. Ce aiurea! Ce ne facem acum? Hoții! Stați! Că pun eu mâna pe voi! Bungașule, credeai că poți lua ce vrei? Oțovanule, pun eu mâna pe tine! Eu îl caut pe Oscar și Katia! Imediat să vii aici! Pun eu mâna pe tine! Marșiv mic ce ești! Ajutor! E halucinant! Maestrul Diego se prețuiește atât de mult încât a făcut măști cu propriul său chip. Cred că ar trebui să vorbim cu el. E foarte priceput la vopsele. Să mergem! Te prind eu! Ce liniște e aici! Nu e nimeni! Eu nu prea cred. Hai să vedem în atelier. Șș, doarme. Katia, uită-te la pânză. Aceeași vopsea albastră. Înseamnă că Diego... Oh. Diego, trezește-te. Nicio șansă, doarme dus. Dacă doarme, înseamnă că nu e vinovat. Greșești, n-ai auzit niciodată de bilocație? Bilocație? Ce e asta? Înseamnă că o persoană se poate dedubla și poate fi în două locuri deodată. Oscar, cred că există și o altă explicație. Îmi pare rău, dar deocamdată nu cunosc alta. Nu ne întoarcem cu coada între picioare. Ascultați, vom da lovitura. Va fi furtul secolului la depozitul de vopsele. Ura! Excelent! Nu degeaba eu sunt șeful. Ăsta nu e stomacul meu. Atunci ce e? Ha? Ce ciudat! Am impresia că suntem urmăriți. Nu auzi cumva și voci? Oscar! Oscar, privește! Cerberii! Ei sunt pungașii, hoții de culori. Da, poate. Nu e nimeni, e liber. Biju, nu mai fă atâta călăcie. Uite, nici n-a fost atât de greu. Avem aici tot ce ne trebuie, la treabă. Eu stau de șase. Pe roșu? Pe roșu. Aha, i-am prins pe golan. Nu sunteți cinstiți. De fapt, noi voiam să împrumutăm câteva. Ce grozăvie asta? Deci asta lasă urme. Dar ce este? Un monstru care fură culorile. Întocmai, Oscar, vei vedea toate culorile. Cum să oprim dezastrul acesta? E foarte simplu. Să mergem direct la sursa lui. Haide! Ați venit la timp!
Sunt acolo! Hoții de culori! Haideți! Trebuie să-i oprim! Nu, Marten! Nu e nevoie! Cum adică? Au furat deja totul! Nu, nu sunt ei responsabili. Adevăratul hoț e mult mai groaznic. Oh, toate casele sunt gri, ca și carul meu. Oh, nu! Câtă tristețe e aici! Gândiți-vă că Providence va rămâne fără culoare. Asta ne așteaptă oare? Ha? Ei, Oscar, ce vei face acum? Un singur lucru nu pot să-mi explic. De ce are nevoie monstrul ăsta de atâta vopsea? Și acele iluzii, la ce folosesc? Marten, îl vei repera de sus. Iar noi îl vom urmări de la sol? Da. Nu va mai rezista mult nemernicul acesta. Nu văd nimic deocamdată. A? Oscar, e incredibil, inimaginabil. Portretul maestrului Diego e zugrăvit pe toate acoperișurile din Providence. Și masa de culoare, unde e? La nivelul ochiului maestrului! Marten, fii puțin mai explicit, te rog. Păi, vine spre voi! Spune-ne unde se află! Pe acoperișul celei de-a patra case, în spatele teatrului! Nu-l veți putea opri! A? Nu-ți face griji! Îl vom lovi tocmai la sursa lui! Nu se poate! Doarme tot timpul! Nu, e mai grav! Privește-i corpul! E pe cale să rămână fără culoare! Ce grozăvie! Maestre Diego, treziți-vă! Trebuie să fie un indiciu pe aici! Ce ciudat! E ca și cum pictura ar fi fost extrasă de aici. Punctele acestea cred că... A, asta e! E un chip, un portret! Un autoportret ca și acelea! Am înțeles. Da, asta e. Maestrul Diego se transformă în pictură și în acest timp dublura sa, autoportretul, realizează o capodoperă din propriul său chip. Maestrul Diego nu e interesat decât de imaginea lui. Întocmai! Ocupă-te de Diego. Eu mă voi ocupa de monstru. Marten! Marten, am nevoie de tine! Oscar, nu te aud! Aterizează! De acord, dar fii mai explicit! Se vede treaba, Oscar, că punctul tău forte nu e comunicația. Marten! Marten! Mă rog, să revenim la metodele vechi. Morse? Am înțeles! Vin acum, Oscar! Sper că nu e prea târziu. Puțin diluant, maestre Diego? Marten, îmi mai trebuie! Ce e asta? Fixator! Fii sigur că se va fixa bine! E o rețetă de la bunica! E foarte compactă! Dă-mi ouăle! Gata! Am terminat cutia! Acolo! E monstruos! Haide, dă-i drumul! Uuuh!
Nu pot să-l controlez! Era cât pe ce? Unde-s doi, puterea crește! Haide! Acum! Acum e momentul! Mamma mia! Dulcinea, mi-ai redat libertatea! Mulțumesc! Bine ați venit la parada din Providence! Felicitări maestrului Diego, care și-a propus să dea culoare orașului, să înceapă sărbătoarea! Hei, sunt aici! Oscar, mereu mă uimești. Dar încă ești parte de secretul din Providence? Au dublat în limba română actorii Daniel Vulcu, Andrian Locovei, Ana Maria Vlad, Richard Valens, Sebastian Lupu, Ion Ruscuț, Petre Ghimbășan, Rin Tripa, Ileana Iurciu. Traducerea și adaptarea Marcel Negreu. Regia Mariana Presecan și Doru Presecan. Dublajul a fost realizat de Zon Studio Oradea.